Pierd frotarul Tamara. Este cineva? N-au ce îmi spuneți. Pronunțare? Îi crezi că-ți pronunță azi? Mai timp o să mâini. Oleg Vregă de la Curaj TV, vă rog să-mi permiteți să asist. Așa, ce dosar vă interesează? Multe, toate. Păi, dumneavoastră știți că ședințe de judecată doar la partea pregătită? Da, bine, am înțeles, da. Bine. Așa, deci se pune discuții pe posibilitatea examinării cauzei, lipsa apelantului de cercetare. Terțul? Da, da, da. A fost anunțat completul de judecată, dacă sunt de prezent la complet. Drepturile procesuale le cunoașteți? Da, mă rog. Nu le vă cunoașteți? Cererile de asupra că sunt? Nu sunt. Nu aveți. Cine e Briceac, doamne? Șeful poliției de la Cahul? Fost șef al inspectoratului de poliție Cahul. Și vă judecați cu el de atâția ani? El de mult nu mai lucrează? Da, băiețul s-a retras la Ministerul Apărării aici, odat cu pânzari. Ah. Pânzari, fostul șef al IGP. Fost șef din poliție, s-a mutat la armată și a luat și subalternii mai, da, carisamă. Da, să vedeți că iată ce am, astăzi am fost la Curtea de Apel. Adică, prin decizia Consiliului pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării din 8 octombrie 2019, s-a constatat că dumnealui a săvârșit acțiuni de, așa, constatarea victimizare. A doua oară mi-a refuzat accesul în inspectorat de poliție Cahul. Pe și motiv că v-ați plâns pe el și da, l-ați da. Denunțat pentru da, și dumnealui, deci, discriminare. Da. Și prima dată s-a constatat discriminare, el tot așa a contestat. Și a fost menținut decizia până la Curtea Supremă de Justiție. Asta a fost în 2016. Și am înțeles că ați inițiat și acțiune civilă să... Am inițiat și... Să cereți despăgubirea, să obținut ceva? Știți că nu-l putem găsi, tocmai acum, 2 ani de zile l-am cătat și tocmai acolo... Dar și dumneavoastră te s-au căutat, nu... Of, poliția, și eu m-am implicat, adică împreună cu avocata am depus-o, deci unde auzeam că că schimbă locul de serviciu, am fost depuneam cer. Și până sfârșit am găsit la Ministerul Apărării. Uh-huh. Am depus eu la Resurse Umane. Bun, și s-a terminat litigiul acela? Nu s-a terminat, este pe rol încă. În instanță de fond? Da. Că nu a decis nici. Da, da. Și el înțeleg că nu vine la nicio ședință. Da, ce ține de dumnealui, el, adică când el e dator să răspundă, el nu vine. Dar iată, pe cauzele care el este învinuit, se prezintă, adică avocatul și trimite și apeluri și... Adică... Păi da, ca să nu fie adus forțat dacă el e învinuit, da, bun. Păi bine, dacă noi nu-l găseam, până în sfârșit am găsit și adresa și locul de muncă. Dar astăzi, la Curtea de Apel, a fost... apelul lor examinat, prin care noi am solicitat să fie anulat acel apel. Este un apel pur declarativ. Să fie respins apelul, da, să fie anulat, da, da, da. Fie, da. Pentru că vă convine și decizia Consiliului pentru Egalitate și decizia instanței de fond, care a menționat.
Da, și încă vedeți, vreau să vă zic, dar dați voi să scot masca că am nevoie să... Treaba noastră, dar nu știu de ce ar trebui să riscăm. Suntem în spațiu închis. Ei, dar oricum. Sunt camere de vreau să vă citesc aici. Încă, adică ce scriu de la... Cine zici carcala că deșezi de la capul? Deopotrivă, instanța de fod a explicat că Brceag Iurie nu putea cunoaște anticipat, precum că el spune acolo că eu știam ce vrea să-mi spună rotarul, deși el nu știa, dar a refuzat deci categoric. Deci ai vrut să intri la el în audiență? Și era zi de primire? Uh-huh. Da. Și el zicea că eu știam ce vrea să-mi spună rotarul. Da, și el spune că eu știam ce... Și precum că eu știu și scopul dumneiei, la ce... deci așa ei aceasta menționează. Dar prima instanță a observat acest lucru și l-a evidențiat că cum asta putea el să... Și totodată prima instanță a reținut că așteptând până când pretins el ar fi ieșit din acea ședință lucrativă neplănuită, el spunea că este într-o ședință lucrativă neplănuită, deși nu era o ședință neplănuită lucrativă, pentru a fi primit la audiență. Însă el, pe un ton autoritar, a refuzat să mă primească în audiență, deoarece sunt în litigiu și ba chiar mi-a solicitat să părăsesc, că aplic forța, mm-hmm. Și asta se aude în înregistrările video preluate de la inspectorul de poliție Cahul, prin care fapt a dat dovadă de dar o atitudine nedemnă. Cum de n-au zis că s-au stricat aparatele și nu s-au registrat? Data asta l-am prins. Data asta, o prima dată, a mai fost un caz, că erau stricate serverele. Da, și totodată Consiliul acesta spune că și așa a fost când ne-a solicitat să părăsesc incinta inspectoratului și am fost și amendat încă. Am fost amendat, mi-a fost aplicată sancțiuni contravenționale. Uh-huh. Chiar am rămas... Dar dinata nu te-ai plâns și penal pe el sau măcar m-am contravențional plâns penal pentru huliganism? M-am plâns penal, că atunci ce a fost el, atunci din răzbunare, o trântit ușa peste mâna dreapta am mea. Am înțeles, da. Și dar care e ideea? Că videocamere acolo sunt videocamere de la mm-hmm. Dar spațiul acesta când treci din ușă spre scări, nu se vede. El știa unde se el știa asta. Unde, da. Și procurorul, bun băiet, Bogdan Dumitru, deci eu am depus această cauză pentru... Cacol, da? Da, de la Cacol. Ei, o zis că vedeți, doamna rotar avea geanta pe mâna dreaptă, pe mâna stângă. Posibil, eu avem acolo tonă ca să rămână de la urmele de la urmă, da? Vedeți? Și deci s-a... S-a mușamalizat cazul și nu a fost decât s-a constatat discriminare. Și deci această decizie a Consiliului pentru Asigurarea Egalității, el a contestat-o. Deci astăzi noi am fost... Și pe asta tot, am înțeles. Da, da. Și deci să vedem mai ce departe. O să zic judecătorii în da, minciună. Da, dar e că... Moruianu și cine mai era doamna ce? Nu-i cunosc, în ședință dar... am văzut că nu prea păreau să înțeleagă. Minciună întreba ce asta e discriminare, că nu au vrut să vă primească. Dar și prima dată eu când am primit ce înseamnă deci victimizare. Victimizare adică respectiv faptul că eu dublu m-a deci dintr-un motiv că... Da, persecută pentru că te-ai plâns pe discriminare. Da. Deci dacă omul te pedepsește pentru asta, înseamnă clar nu înțelege deci, să nu poate, te discrimineze și trebuie pedepsit și a doua oară. Și încă, să vedeți, eu acum văd că la Inspectoratul de Poliție Cahul sau altfel au generat lucrurile după demisia lui. El a fost sancționat pentru că a încălcat prevederile articolului 133. Disciplinar, da? Sau, nu, de-a... a fost sancționat contravențional. Cazul ăsta dumneavoastră? Da. Cine l-a pedepsit? Procurorii totuși? Judecata, Centrul Național pentru Proces de Acte Caracter Personal. A, deci și acolo aveți litigi. Da, și acolo, da. Divulgare de date personale. Deci ce au făcut? Eu am mușamalizat mult. Eu am rămas portret. Ei polițiștii sau ce? Polițiștii, însăși Brceag Iurie. Dacă era șef, inspectoratul, cine de să ocupe altul? Și aceasta a fost în 2016, când au încălcat prevederile. Deci sunt mulți ani de atunci. Deja un cincinal. Cinci ani, deja iată, va fi în august. Când ei, considerând că de ce eu mă adresez așa de des. Dar Consiliul pentru Egalitate doar constată discriminarea și victimizarea sau aplică și pedepse? Doar constată, așa este. După aceea, dumneata, în instanță, mm-hmm. deja ceri recuperarea prejudiciului și statul nu aplică nicio pedepsă. Nu. Decât nu constată aplică. Și asta poate să aibă, eu știu, consecințe asupra carierei lui sau eu știu, nu? Da, cine știe dacă s-a dus mai departe la Ministerul Apărării. Probabil se poate afla, are un fel de antecedente.
Nu cunosc, dar fapt că el a fost sancționat contravențional de către Centrul Național pentru Protecție de Date care te persoană. Și acolo nu a contestat? Credeți că a plătit anul dat? Am contestat, acum suntem Deci și acolo încă durează. Pe rol suntem, pe rol suntem. Bun, și veniți la Cahul pentru procesul ăsta. Dar ce să fac? Ce să fac? Și instanța nici nu s-a pronunțat azi, am amânat 3 martie, dar probabil nu mai veniți. Nu mai veni 3 martie, atunci vă... Aflați pe internet sau îți voi trimite prin poștă? Prin poștă posibil să-mi transmită, da. Dar cu el civil vă judecați aici sau acolo la Cahul? Aici, dacă locuiești... aici, pentru că aici este sediul lui, dar pe această cauză am avocat și avocat. Domiciliul lui, da. Pare rău. Mutați-vă la Chișinău acum din cauza lui Burlacu. Sunt la Cahul o grămadă.